Bun, am revenit în București. O să vedeți și de ce. Băieții din Brapteam au o surpriză foarte, foarte mișto pentru voi. Adică noi toți avem o surpriză foarte, foarte mișto pentru voi. Astăzi ne întâlnim toți, și când spun toți, chiar zic toți, din Brapteam. Asta îl include și pe Naked Dude, care a venit de la Roma. Ne vedem. Ceea ce mi se pare foarte mișto. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar avem parte de un apuse. Genial. Mergem la munte cu școala, cu clasa. Mergem la munte cu clasa. Ce faci, mă? Bă, deci la ora asta să mă trezească ăștia, frate, e ora 7 fucking dimineața, nu m-am mai trezit la 7 de când am fost ultima oară la pescuit. Ăștia vor să mă duc la plimbare la 7 dimineața, eu nu știu, ceasul meu nu avea ora 7 dimineața. Trebuie să pun alt ceas, ceasul meu începe de la 9. Și l-avem aici pe Spitfire, care este antemergătorul meu, deschide drumuri. Mergem să ne întâlnim cu ceilalți băieți din Brapteam. Pentru că da, facem un Brap trip. Pam pam, nu știu cum se aude la viteza asta microfonul, dar hei, ne plimbăm. Eu sunt primul, din păcate. Unde te grăbești, bre? E Naked Dude, credeți-mă. Chiar dacă e cu motorul lui Horia-san. E Naked Dude. N-a putut să vină cu Mobra din Italia. E cam greu să o... să o aduci pe avion. Dar pentru că Horia nu a putut să ni se alăture, i-am promutat Mobra lui Naked. Pam pam. Pare că o să fie un weekend interesant. Cel puțin așa sper. Așa ar trebui.
Și dacă las viziera, aaa, se amurește. Plus că îmi plouă viziera, pula mea. Și bănuiesc că nici camera nu o duce foarte bine. Dar măcar ne plimbăm. În videoul de astăzi, nu mi-amintesc clar ce am filmat, dar prezența au fost Spitfire în fața mea, Naked Dude de la Roma, cu mobra lui Horia San, care n-a putut să fie prezent, Book Traffic, care a luat-o deja înainte, care e super moto și își permite, și Motorbike. Deja mi-au înghețat mâinile. Fuck my life. Și avem o grămadă de curbe pe care trebuie să le negociem. Și noi avem roțile pline de nămol, plouă și nu vedem nimic, ceea ce nu este foarte, foarte amuzant. Dar hei, libertatea unui motociclist, dar hei, poți fi liber, hei, nimic nu te poate îngrădi. Căcat, doar ploaia. Și faptul că nu vezi nimic. Faptul că înghezi ca un căcat. Așadar, dacă v-a plăcut plimbarea, nu uitați să dați un subscribe, un like paginii de Facebook. Pe noi, cei din Brabtim, ne găsiți pe Facebook. O să las un link în descriere. Probabil anul ăsta nu mai apucăm să ieșim împreună, pentru că vremea deja este destul de nasoală. Dar băieții au promis chestii interesante. Așa că dați cu un like că e gratis. Deci e foarte mișto să te plimbi așa pe un drum de genul. Dacă aveți motor și vă plac plimbările la munte, veniți la Lepșa, pentru că veți găsi aici un drum genial. Vă zic, este genial. Este liber, proaspăt asfaltat, curbe excelente, nu foarte strânse, foarte mișto. Și dacă vreți să vă și cazați, noi am stat la casa Lidia, iar doamna Lidia, proprietara, e o femeie foarte mișto, care ne-a dat de toate, inclusiv mâncare, apă de izvor, smântână de izvor. Asta e o glumă internă. Cred că sunt vreo 7-8 grade afară și plouă, ceea ce face temperatura să se simte și mai joasă. Și ieri am avut parte de o zi așa de mișto și a fost cald și soare și uscat și totul a fost super și ne-am plimbat până s-a lăsat întunericul pe toate curbele de la Lepșa. Și astăzi soarta ne-o dă peste nas. Nu știu dacă se vede ceva pe cameră, eu de exemplu nu văd nimic. Bănuiesc că este foarte mișto peisajul, aștept să-mi ziceți dacă vă place. Dacă vedeți ceva. Rămânem și fără benzină, că ne-am plimbat ieri ca niște eroi. Am tras de motoarele astea like a motherfucker. Rămas fără benzină.